Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Să știți că este o zi bună în mare parte, este o zi în care ne vom organiza cu toții mai bine, vom avea de rezolvat tot felul de lucruri importante, poate unii intrăm în contact cu persoane cu autoritate asupra noastră, persoane pe care le respectăm, pot fi persoane din familie, pot fi șefi, părinți, poate unii avem tot felul de chestiuni de rezolvat privind un proiect important, privind relația cu șeful. Cumva, dacă vreți, este o zi de joi în care ni se cere o mai mare organizare și chiar undeva joi dimineață, cu siguranță vom fi prinși pe tot felul de activități. Nu sunt neapărat negative, dar cumva sunt niște responsabilități pe care este nevoie să ni le asumăm. Da? Să ni le asumăm. Poate e vorba de o rudă, poate, cine știe, este vorba despre o persoană dragă nouă, poate sunt niște datorii pe care le avem, da? Fiecare. Însă e o zi cu foarte mari surprize, să știți, este o zi în care se pot debloca tot felul de lucruri și de asemenea este o zi în care vom face tot felul de drumuri pentru a rezolva tot felul de chestiuni. Putem să primim vești importante astăzi, dar este și o zi în care v-aș recomanda o mai mare atenție pe drumuri, da? Adică respectați legea, treceți pe verde și așa mai departe. Chiar este o zi în care ni se cere clar acest lucru, să știți, și poate să fie și o zi cu tot felul de surprize care apar legate de drumuri. Nu știu, primim o veste de la drum, de la o persoană care se află la distanță de noi. Poate să fie și un moment în care dăm startul, da, unui proiect, dăm startul unor activități, de ce nu? Deci, în mare parte, să știți că este o zi bună, bineînțeles că este și o zi în care ies la suprafață tot felul de adevăruri, acum că ne place, că nu ne place, asta e situația. Cumva deja începe să se simtă energia de vineri și anume niște trigoane foarte interesante între Marte și Neptun, între Soare și Neptun, deci un moment așa în care zic eu lucrurile încep să se mai clarifice. Bun, acum am un anunț de făcut în legătură cu aplicația, că am văzut că sunt probleme de utilizare. Dragilor, în momentul în care intrați, spre exemplu, pe citire, da, de viitor, nu știu, încerc să vă arăt, probabil o să fac și un probabil o să fac încă un videoclip ca să vă explic. Deci ați intrat în aplicație, așa arată, și selectați, de exemplu, citire de viitor. Da? Nu, hai să spunem citire personalizată. Și scrie aici mare, apasă aici pentru amestecare. Da? Trebuie să apăsați aici pe butonul ăsta, adică scrie mare, da? În limba în care ți-ai activat aplicația. Se amestecă, da, cărțile. Au apărut și să spun că mă interesează ce gândește persoana respectivă. Apăs pe carte, se întoarce, da, s-a întors și ca să văd ce înseamnă, mai apăs o dată. Da? Și aici avem un videoclip la citirea personalizată. Da? Dacă nu vreți, dacă nu puteți să ascultați, dați mai jos și aveți scris, da? Și dați înapoi. Apoi. E săgețica asta, da? Și pentru citirea de viitor, la fel, apăsați pe ea. Da, eu deja am amestecat aici, să spun că mă interesează să văd în curând, da, ce urmează. Poți să deschizi și toate cărțile. Și aici deja, uite, apare o carte și apăs încă o dată pe ea. Și apare cu explicație. Da, asta așa că toți mi-ați zis că nu știți cum să o utilizați. Adică de asta am și vrut să o fac într-un format foarte simplu, ca să o poată utiliza toată lumea. Adică scrie mare, apasă aici, da? Apoi aveți culoarea norocoasă, numărul norocos, tot așa apăsați culoarea norocoasă. De exemplu, pentru mine astăzi este albastru. Eu fac asta în fiecare dimineață la cafea, îmi fac citiri, că singură dacă mă uit în cărți nu înțeleg nimic, dar dacă mă uit în aplicație mereu mi se potrivește și în sfârșit am și eu un tarolog, da, aici lângă mine. Așa, și la numărul norocos, da, la fel apăsați și vă apare în fiecare zi alt număr cu explicații acolo. Da, vor mai apărea funcții noi. Nu știu când, în următoarea perioadă, nu sunt lucruri care țin de mine, deci na. Nu știu să vă zic exact, dar asta așa ca să lămurim. Cred că o să mai fac încă un videoclip prin care să explic din nou cum funcționează, deși, repet, funcționalitățile astea sunt foarte simple. Tocmai de asta le-am făcut ca să fie pentru toată lumea. Da?
Bun, și acestea fiind spuse, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie, dar până atunci îți reamintesc de previziunile pentru săptămâna asta, că mai avem evenimente foarte mari în weekend. Săptămâna viitoare, la fel, se întâmplă lucruri foarte ciudate pe cer, am făcut deja previziunile, dacă ești curios te invit să le vezi și dacă vrei să vezi ce urmează în 2024, ce zice tarotul, te invit cu drag și la acele previziuni. Bun, și începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi este o zi în care, știu eu, apar tot felul de responsabilități, da? Fie, știu eu, pentru unii sunt chestiuni legate de familie, de casă, pentru alți berbeci aveți tot felul de lucruri importante de rezolvat privind o instituție publică, privind un șef, alții, cine știe, trebuie să vă asumați rolul de părinte, dar în general este o zi foarte bună pentru tine. Berbecii născuți la începutul zodiei, voi e posibil să simțiți niște tensiuni acolo în relația cu autoritățile. Da? Hai să vedem, dragi berbeci, ce trebuie să știți voi. Opa! Avem 8 de monede pentru tine, 5 de monede. Deci, e o senzație aici de singurătate, de abandon. Poate unii berbeci vreți să reparați ceva, vreți să rezolvați ceva. Poate mergeți la un medic sau căutați o soluție la o problemă de sănătate. 4 de bâte. Uite, primești o veste bună astăzi. Te întâlnești cu niște persoane drăștie, poate să fie o atmosferă bună la locul de muncă, iar ultima carte pentru tine este pajul de bâte. Faci niște activități noi astăzi, te bucuri de viață, de asemenea este o zi în care vrei să încerci lucruri noi și cu siguranță unii berbeci intrați în contact cu persoane mai tinere. E o zi bună și pe dragoste, dacă e să mă întrebați pe mine, e o zi în care vă mai asumați niște responsabilități. Zodia Taur. Dragi tauri, se mai liniștesc apele pentru voi, deja astăzi sunteți prinși acolo pe niște drumuri importante, pe un proiect, faceți o călătorie într-un grup mai mare de oameni, într-o adunare de oameni, poate într-un centru comercial, poate într-o zonă mai aglomerată, cu o persoană importantă din viața voastră, o persoană pe care o respectați, dar este și o zi bună pentru taur să rezolvați ceva important legat de niște acte. Sau să puneți la punct în sfârșit o situație legată de un proiect important pentru sufletul vostru. În rest, e o zi foarte bună pentru tauri, mai ales taurii născuți la începutul zodiei, vedeți că sunteți foarte bine susținuți astăzi. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Alții învățați, aveți un examen sau vedeți că de dimineață puteți să învățați foarte mult ceea ce vă propuneți. Da? Ce bine e! Regina de spade, ia uite! O legătură cu o zodie de aer astăzi, gemeni, balanță, vărsător sau o legătură cu o persoană așa mai rece, mai detașată, poate să fie o persoană rațională, dar este și o zi în care mintea ta este mai clară decât de obicei și cu siguranță ai de luat atitudine. Da? 10 de monede, uite, familia, casa, ăștia sunt importanți pentru tine astăzi, dar intri și în contact cu un grup mai mare de oameni, pot fi prieteni. Poate știu eu, unii tauri, luați o decizie importantă privind zona de online. Împărăteasă, uite, cartea ta sau poate ai legătură cu o balanță, dar văd aici o puternică legătură cu o femeie importantă din viața ta. Fie este mama, fie o mătușă, fie bunica, cineva, o șefa, o persoană importantă. Dar pentru alți tauri vedeți că voi astăzi o să vă simțiți așa invincibil pentru că mai clarificați anumite lucruri. 9 de monede, vă vin bani astăzi sau poate să fie o zi în care vă recăpătați încrederea în voi. Poate să fie și un moment în care mergeți într-un loc mai scump sau reușiți să vă rezolvați ceva important privind partea aceasta financiară. Deci tot ce ți-ai propus reușești să faci și uite, dacă ești taur, e o zi în care poți să te organizezi foarte, foarte bine. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi e o zi mai aglomerată, se deschide așa o perioadă în care aveți foarte multe lucruri de făcut și undeva în prima parte a zilei de joi, uite că reușiți voi să rezolvați ceva foarte important acolo. Privind un șef, privind o schimbare pe care o aveți de făcut, poate chiar privind o sumă de bani, mergeți cu cineva la cumpărături sau achiziționați ceva important pentru voi, alți gemeni investiți în ceva și alții puteți să rezolvați niște lucruri foarte importante privind relația cu șeful sau privind o bancă, privind o instituție financiară. Acolo aveți niște chestiuni pe care reușiți să le rezolvați fără dar și poate. Hai să vedem, dragi gemeni, ce spune și tarotul, ce trebuie voi să știți. Hai că e o perioadă bună pentru voi, sunt niște zile mai aglomerate, este adevărat, dar le rezolvați voi pe toate, nu fac probleme.
Spânzuratul, asul de spade. E, dragi gemeni, mai apar responsabilități. V-am zis cu Saturn acolo, nu ne lasă în pace. Da? Și e una din acele zile în care aveți ceva de făcut. Poate să fie și o zi în care unii gemeni, cu siguranță, încercați să găsiți o soluție diferită la o problemă pe care o aveți, dar este și o zi în care vi se cere să vă sacrificați puțin din timpul vostru, din ceea ce aveți de făcut pentru cineva din jurul vostru. Regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar este și o zi în care ai foarte multă creativitate, o zi în care poate te ocupi de zona aceasta a afacerilor sau este un bărbat aici important pentru tine care te poate ajuta. Regina de bâte, ia uite, e un cuplu. E, unii dintre voi, cine știe, poate intrați în contact cu o persoană, dragă vouă, sau cu un cuplu, da? Puteți să aflați un adevăr astăzi sau, cine știe, puteți să începeți să vedeți altfel o anumită relație pe care o aveți. Faci un compromis sau îți sacrifici timpul și tu și cineva anume ca să rezolvați un anumit lucru. Mare atenție la o rivală, dragi gemeni, și văd aici că e ca și cum așteptați de ceva timp un răspuns. E ceva care merge greu. Acum ce să facem? Cu Saturn acolo totul merge greu pentru noi, da? Mai ales pe tot ce ține de carieră. Acolo e cu încetinitorul și mai ales când vine vorba și de statutul nostru. Acolo greutare se definitivează. E, rezolvăm până la urmă. Zodia Rac. Dragi raci, astăzi e despre relații pentru voi și partea bună e că undeva în prima parte a zilei puteți să rezolvați niște lucruri foarte importante privind niște acte sau privind zona studiilor. Poate primiți un răspuns pozitiv sau poate găsiți persoana potrivită care să vă explice acolo cum anume stau lucrurile. Împreună cu cineva, uite, poți să rezolvi o problemă. Știi cum e? În doi e mai ușor. Da. Și pentru alți raci este un moment în care, nu știu, dați un examen, faceți un drum important, aveți o discuție acolo importantă cu un profesor, cu un mentor sau poate alți raci mergeți și vă informați de o problemă birocratică și aveți șanse să știți să o rezolvați. Chiar aveți șanse. Racii născuți la început de zodie pentru voi, da, pot fi mici, mari tensiuni, să zic așa, în relațiile cu ceilalți. Asul de spade, 10 de cupe. Uite, o decizie importantă care se ia aici privind un ideal pe care tu îl ai. Pe de altă parte, văd o victorie legată de familia ta, legată de un grup de oameni foarte drag sufletului tău și văd și o întâlnire pe care o ai cu o persoană dragă ție. Poate ai un interviu, poate semnezi un contract, alți raci poate ajungeți la o înțelegere cu o persoană din jurul vostru. Ultima carte, regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar este și o zi în care vă faceți niște strategii foarte bune. Poate este o zi în care intrați în contact cu o instituție publică, cu o persoană cu uniformă sau cu o persoană care lucrează foarte mult cu mintea, cumva are o muncă intelectuală. Găsiți acel element care vă lipsea. Zodia Leu. Dragii lei, e despre muncă. Astăzi v-ați distrat zilele astea ce ați făcut voi, dar gata, e de muncă. Poate să fie o zi în care sunteți prinși pe tot felul de activități, mai ales în prima parte a zilei de joi. Aveți acolo niște responsabilități. Poate unii primiți niște vești legate de o bancă, legate de o investiție. Poate alți lei mergeți la medic sau reușiți să rezolvați ceva legat de zona aceasta medicală. Aveți de rezolvat poate ceva legat de niște acte pentru alții dintre voi, dar este în general o zi de joi în care vă ocupați așa de lucruri mărunte, poate aveți mult de lucru, alții, știu eu, vă mai ocupați puțin așa de rutina voastră zilnică, acolo vreți să mai băgați niște schimbări, că știi cum se spune, dacă vrei să schimbi viața, încep cu rutina zilnică, încep cu lucrurile mărunte, la cât te trezești, la cât te apuci de muncă, ce faci primul lucru când te-ai trezit, da? La ce oră te pui la somn și așa mai departe. Deci cumva pe acolo sunteți prinși voi. Cu siguranță, știu eu, unii lei vă dați seama că în organizarea asta, mai ales dacă discutăm de lucruri mărunte, acolo stă diferența. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi.
Moartea, arcana majoră, roata destinului. Da, am rămas și eu așa blocată cu energiile astea. Aici poți avea o legătură cu zodia Scorpion, dar este o zi în care este clar că reușești să finalizezi ceva. Fie un proiect, fie pui capăt la niște obiceiuri care vezi tu că nu-ți mai fac bine. E ca și cum spui, uite că tot fac atâtea pauze ca să mă uit pe telefon pe un site de socializare și uite că realizez că îmi pierd timpul și nici nu învăț nimic bun. Da? Am zis și eu așa un exemplu. Uite, se termină o perioadă agitată sau unii lei vă dați seama că un anumit stil de viață nu prea vă mai face bine. Apoi avem 4 de spade. Este o zi în care stai și analizezi foarte bine o situație. Unii lei, în urma acestui final, în urma acestei vești, e ca și cum vă liniștiți, vă relaxați. Ultima carte, 5 de cupe și te hotărăști să faci pace cu trecutul. Da? Te hotărăști să spui gata, ce a fost, a fost, contează de acum încolo ce o să fie. E ca și cum stingi niște lumânări, închizi ceva care nu-ți mai este de folos. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi e o zi în care intrați în contact cu un copil, cu persoana iubită. Aveți chef de distracție, aveți chef să vă mai relaxați și tare, bine ar fi să faceți chestia asta și undeva joi, în prima parte a zilei, este o relație foarte, foarte bună în relația cu persoana iubită, relația cu un copil. Când spun copil, nu e neapărat copilul tău biologic, poate să fie o persoană care este ca un copil pentru tine, că e un nepot, o nepoată, că e o persoană mai tânără de care ai tu grijă. Deci, pot fi și astfel de lucruri. Vești bune în prima parte a zilei de joi pentru Fecioară pe afaceri, pe colaborări, nu știu, vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru, faceți ceva ce vă place. Deci un moment foarte, foarte bun pentru tine, chiar e ok, e o zi de joi superbă, iar Fecioarele născute la început de zodie, vedeți că aveți parte de o zi absolut fantastică, absolut fantastică, dar este o zi așa cu seriozitate, cum vă place vouă. Da, cum vă place vouă. Doar că e posibil să intrați în contact, nu știu, fie cu persoane mai dificile, fie cu persoane care, știu, fie sunt mai mature, fie de vârstă, fie, știu eu, sunt persoane care au timpul așa foarte bine organizat și, na, dar e ok, e ok până la urmă. Uite, pentru tine astăzi norocul chiar vine dintr-un grup de oameni, dintr-o aglomerație, deci e ok. Hai să vedem, dragi Fecioare. Uite, pajul de monede, 10 de cupe, intri în contact cu o persoană mai tânără din familie sau o persoană foarte dragă sufletului tău. Poate să fie o zi în care mergi la cumpărături sau o zi în care studiezi ceva ce-ți place ție, analizezi ceva, vrei să-ți cumperi ceva. Poate pentru alții dintre voi, știu eu, sunteți într-o zi în care vreți să încercați lucruri noi. Aveți niște discuții interesante privind o familie, privind un grup de oameni. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar vă ziceam și în partea de astrologie că poate să fie o zi în care intrați în contact, v-am zis, cu o persoană care fie are totul foarte bine planificat, fiecare oră, fiecare secundă, un saturnian de ăsta, fie pentru alții, este o zi în care intrați în contact cu o persoană cu uniformă sau o persoană care cumva este specialistă pe un anumit domeniu, e la nivel înalt, dar vedeți voi că e o persoană mai rece. Ultima carte, lumea, uite, o veste pozitivă pentru tine astăzi, îți îndeplinești o dorință, te simți bine, ești în lumea ta, poate, știu eu, aștepți o veste din străinătate și aceasta este pozitivă, dar e o zi superbă pentru Fecioară. În sfârșit știți și voi una și bună. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, pentru voi este o zi în care vă concentrați așa pe viața privată, casă, familie, chestiuni importante și este o zi în care aveți foarte multe lucruri de rezolvat. Cel puțin în prima parte a zilei de joi, fie legate de o problemă de sănătate a unei persoane din familie, fie unii începeți să vă concentrați mai mult pe viața privată și vă dați seama că acolo mai aveți de lucru, fie este vorba despre ceva din trecut ce ați amânat voi sau ceva ce poate din diferite motive nu ați reușit să faceți la timp și acum aveți de lucru serios. Asta joi dimineață aveți de lucru mult și bine.
Nu e ceva negativ, repet, însă balanțele născute la începutul zodiei, vedeți că acolo pot apărea tensiuni între voi și rude, între voi și casă. E ca și cum nu vă găsiți locul, ceva nu vă place și vă apucați de dimineață, mai mutați prin casă sau alții vă apucați și faceți schimbări în spațiul în care lucrați. Da? Pentru alții e o zi de joi, poate banală, în care faceți tot felul de activități din acestea. Dar oricum ar fi, niște responsabilități sunt pe acolo, pe care trebuie să le onorați cu prezența. Hai că e o perioadă bună pentru voi, v-am zis, încă se menține sextilul ăla între Venus și Mercur, deci încă sunteți bine susținuți, zic eu. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Justiția. 9 de spade. Ești cam stresat aici. Da? Ești stresat în legătură cu o persoană, ești cam stresat în legătură cu o situație anume. Justiția e cartea ta. Justiția înseamnă că decizia e la tine astăzi, dar este și o zi în care îți dai seama că stresul dispare dacă te apuci și faci lucrurile practic. Da? Ești stresat că trebuie să faci nu știu ce, păi te apuci și faci chestia aia și îți garantez eu că dispare stresul. 2 de cupe. Uite, te întâlnești cu o persoană dragă ție sau ai o conversație cu un coleg de la muncă, cu o rudă. Ultima carte, 9 de cupe. Uite, e cu bucurie pentru tine astăzi, cu mulțumire, cu împlinire. Ai emoții, dar rezolvi situația. E o bucurie legată de o femeie sau o bucurie pe care nu prea o împărtășești. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi este... Este o zi în care comunicați foarte mult și vedeți voi, în prima parte a zilei puteți să aveți o discuție foarte interesantă și chiar liniștitoare, aș putea să zic, chiar serioasă. O discuție cu un copil, cu persoana iubită, cu o rudă, pot fi niște discuții legate de acte și de un parteneriat sau de o afacere, iar pentru alți scorpioni vedeți că este o zi extraordinar de bună pe drumuri, mai ales în prima parte a zilei. Poate rezolvi ceva legat de o mașină sau rezolvi ceva legat de niște acte pentru o mașină. Cumva acolo vă faceți voi spațiul vostru. Și în dimineața zilei de joi e foarte bună pe partea aceasta de învățământ, de, nu știu, să zic că îți dă copilul tău o veste bună că a luat nu știu ce notă la școală, da? Să zic, pentru scorpionii care aveți copii, cei care nu aveți copii, e de bine pe alte domenii de care am amintit. Iubire, poate chiar vă relaxați, vă liniștiți, învățați ceva, conștientizați că vă ar face bine să faceți o plimbare scurtă. Dar în general prima parte a zilei de joi e bună, iar dacă ai ceva de rezolvat privind niște acte, e o zi superbă pentru tine. O zi absolut superbă. Scorpionii născuți la începutul zodiei, vedeți că pentru voi e o zi foarte interesantă, chiar e o zi bună în care cumva, dacă vreți, o să comunicați mai mult sau vi se deschid drumurile altfel. Da? O să vedeți că nu prea prindeți roșu pe la semafor dacă își conduceți, da? Adică sunteți bine susținuți. Cavalerul de monede, luna. Deci se pare că e o zi în care dai de oameni serioși, da? Oameni serioși, dar pe de altă parte văd o teamă aici a unei persoane și o frână care o pune. Cineva care merge așa cu frâna de mână trasă, cum s-ar spune. E o persoană care se mișcă mai greu aici, dar pentru alți scorpioni parcă e o situație în privința căreia sunteți dispuși să așteptați, pentru că lucrurile încă nu sunt foarte clare. Poate să fie ceva simbolic și important pentru tine pentru acest an 2023, da? Și în special pentru luna noiembrie. Acum, pentru alți scorpioni, este o zi în care aveți foarte multă intuiție, da? Dar e ca și cum încă nu știți foarte bine ceva, încă nu aveți voi acolo toate informațiile și acum luați lucrurile încet și sigur. 6 de monede avem aici, niște bani pe care îi dai, bani pe care îi primești. Vezi că este o zi bună în care poți să negociezi, poate mergi la cumpărături. Iar ultima carte pentru tine, îndrăgostiții. O legătură cu zodia Gemeni, dar și o zi în care tu iei decizii importante. Poate să fie o zi și cu pasiune pentru unii scorpioni, depinde de fiecare ce face. Dar e o veste bună cumva legată de un șef sau legată de un părinte, legată de o persoană cu autoritate asupra ta. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi este o zi cu bani, da? Banii sunt la putere. O zi în care, știu eu, cumperi tot felul de lucruri, vinzi,
Îți intră bani, dai bani, te simți apreciat, însă vezi tu în prima parte a zilei de joi pot apărea niște cheltuieli pentru casă, dar aici nu mă refer la ceva negativ, e ca și cum ai de cumpărat ceva, nu știu, mobilă, un covor, mâncare, orice, dar ai de făcut niște cumpărături. Pentru alți săgetători poate să fie o zi în care vă vin niște bani, da, de la cineva anume. Dar este o zi în care, știți cum, cheltuiala asta sau investiția asta pe care o faceți e benefică pentru voi. E ca și cum unii săgetători spuneați, băi, mă trezesc dimineața și nu mă simt bine, da, uite, perna asta nu-mi face bine, mă duc să-mi cumpăr altă pernă, ceva de genul acesta, da, ceva de genul acesta. Deci, cumva, dați niște bani acolo, dar e cu folos, e de bine pentru voi. Chiar o zi bună, bună pentru săgetător, poate chiar niște vești pe care le primești privind o persoană din casa ta, din familia ta, poate este o persoană mai sigură pe ea sau poate este o persoană mai matură. Hai să vedem, dragi săgetători, ce spune și tarotul, ce trebuie să știți voi. Judecata, uite, te revezi cu o persoană dragă ție astăzi. Soarele, deci uite, cu un părinte, cu tatăl tău, cu cineva anume, alți săgetători primiți niște vești bune astăzi, dar văd aici și o revedere cu cineva. Acum, revederea asta poate să fie și printr-un apel telefonic și printr-un mesaj. Da? Împăratul, dragi săgetători, luați decizii foarte importante astăzi, poate chiar legate de bani pentru unii dintre voi, poate aveți ceva important de rezolvat la muncă pentru alții. Da? O hotărâre importantă. Poate ai așteptat de mult timp această veste. Patru de cupe. Poate să fie o zi în care simți nevoia de mai multă odihnă sau o zi în care ești cam plictisit. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Cinci de cupe. Deci poate să fie o veste care poate inițial nu-ți place, dar eu din ce văd aici e benefică pentru tine. Da? Nu e momentul sau nu e situația potrivită acum. Unii săgetători e ca și cum spuneți, bun, asta este, am rezolvat și asta, dă-o încolo, las-o în spate și mergem înainte. Poate vă dă cineva un sfat sau vă apucați voi de dat un sfat și oamenii din jurul vostru nu prea sunt deschiși. Zodia Capricorn. Ei, dragi Capricorn, gata, vă reveniți, vă revine energia, vă simțiți mai bine astăzi și e o zi superbă pentru voi. V-am spus și în previziunile bonus pentru noiembrie că este o zi absolut superbă pentru Capricorn. În prima parte a zilei de joi e bună pe drumuri, e bună pe învățat, pe acte, e o zi bună ca să cercetezi ceva, nu știu, să zic că tot nu înțelegeai tu cum stau lucrurile în relația cu șeful, în relația cu cineva și uite că acum mergi și rezolvi situația. Pentru alți capricorni este o zi în care o să vă calculați foarte bine cuvintele și cu siguranță veți reuși să vă clarificați ceva important în preajma zilei de joi. Chiar în prima parte aș merge. Da? Sunteți mai siguri pe voi, aveți o mai mare încredere în propria persoană. Nouă de cupe, cinci de cupe. Foarte interesant. Închideți ceva astăzi. Uite, o zi în care găsești soluția fericirii. Da? Îți dai și tu seama ce te face fericită, ce te face mulțumit. Pe de altă parte, văd o senzație de liniște, dar în același timp văd și un regret aici pe care îl ai față de ceva, față de cineva anume. Șase de monede, poate e ceva legat de o sumă de bani sau are legătură cu aprecierea pe care o primești, dar este și o zi în care poate faci cumpărături, alți capricorni poate aveți de negociat ceva important. Iar ultima carte pentru tine, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar este și o zi în care poți să iei decizii importante. Cumva astăzi poți să vezi și partea rațională și partea emoțională a unei situații. Da? Și partea dualitate, foarte multă dualitate, îți e teamă, dragi capricorni, luați și vă ascultați intuiția și faceți ceea ce trebuie pentru că e o zi bună. Și v-am mai spus cu Saturn acolo, vi se cere să vă mai deschideți, să mai învățați anumite lucruri, că toată viața învățăm, indiferent de vârstă. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, se deschide așa o perioadă de câteva zile în care sunteți mai tăcuți. Sunteți puși așa pe planul 2 sau voi nu prea aveți chef să vorbiți foarte mult, sunteți mai liniștiți, mai relaxați.
Poate să fie și o zi în care apar tot felul de responsabilități la care nu v-ați fi așteptat. Pentru alți vărsători, vedeți că poate să fie o zi în care e bine să fiți puțin atenți pe sănătate, cel puțin în prima parte a zilei de joi, privind alimentația. Da? Sau poate cine știe, unii dintre voi, e bine să vă concentrați puțin și pe partea aceasta financiară a lucrurilor. Da? Poate e ceva ce nu vă place pe la muncă, pentru alți vărsători poate aveți o responsabilitate de îndeplinit, poate e o datorie acolo pe care o aveți și poate sunteți obosiți sau nu aveți chef sau alții sunteți prinși cu alte lucruri. Dar uite, în general este o zi bună pentru tine, în sensul că ai intuiție, ești foarte bine susținut și este și o zi în care, uite, poți să-ți mai vindeci acolo o mică mare traumă, poți să te mai liniștești dintr-un anumit punct de vedere. Hai să vedem, dragi vărsători, ce trebuie să știți voi. Trebuie să vă reorganizați puțin. Ia să vedem. Doi de spade, 8 de bâte. Deci cumva e o decizie importantă aici. Da? O decizie importantă, poate să fie și o zi în care nu prea comunici, ești cu gândul la un drum, visezi frumos la persoana iubită, visezi frumos la ceva anume. Apoi avem 6 de monede, uite, niște bani pe care îi dai astăzi, poate niște cumpărături pe care le faci. Alții poate sunteți într-o zi în care primiți bani. Vreți să faceți acolo un gest frumos pentru o persoană. Ultima carte, 10 de bâte. E, dragi vărsători, fiți puțin atenți astăzi pe cheltuieli, nu exagerați și este adevărat că este o zi în care aveți foarte multe responsabilități, așa cum v-am zis, aveți foarte multe lucruri de făcut. Poate e nevoie să vă organizați puțin mai bine și poate e nevoie să dați față în față cu ele, că dacă stați așa și vă închideți în voi, nu știu ce rezolvați, sincer. E ceva din trecut, e ceva care bate la ușă. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi este o zi bună în care intrați în contact cu foarte mulți oameni, cu prietenii voștri, visați frumos la viitor și prima parte a zilei de joi este foarte bună. Să țineți un discurs în public sau să luați cuvântul într-o ședință, să postați ceva pe un site de socializare, poate chiar o discuție pe care o aveți cu un prieten vă poate ajuta, iar unii pești primiți niște semnale, cum că un proiect e pe drumul cel bun, cum că o situație are viitorul asigurat, cumva ceva acolo începe să se așeze pentru voi. Pe de altă parte, dragi pești, poate cine știe, un prieten vă cere ajutorul de dimineață. Da? Un prieten vă cere ajutorul. Alții astăzi învățați foarte multe lucruri de pe internet sau de la un prieten, stând așa și analizând oamenii care trec pe stradă. Aveți o conștientizare. Alții, stând și analizând un grup de oameni din care faceți parte, la fel, aveți tot felul de conștientizări. Să vedem, dragi pești, ce trebuie voi să știți. Faetonul 6 de cupe, o legătură cu zodia rac, dar și o zi în care faci un drum într-un loc vechi, într-un loc în care nu ai mai fost de mult timp, poate o veste pe care o primești în legătură cu un copil sau în legătură cu niște persoane mai tinere. Alți pești, faceți un drum și vă revedeți cu o persoană dragă vouă, poate este cineva din trecutul vostru. Turnul, wow, bun, o zi în care vei rămâne surprins la aflarea unei vești. Dar poate să fie și o zi în care unii pești sunteți puțin treziți la realitate. Ultima carte, 5 de bâte. Poate să fie și o zi ușor agitată pentru unii dintre voi sau poate să fie o zi în care cineva e gelos sau cineva nu acceptă ceva anume. Atenție puțin pe drumuri voi astăzi și încercați să acceptați un adevăr pe care îl aflați sau o surpriză pe care o aveți și încercați să nu vă implicați în tot felul de tensiuni care pot apărea.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai în fiecare zi numărul norocos, culoarea norocoasă, ai în fiecare zi sau ori de câte ori ai nevoie citire personalizată în care analizezi relația dintre tine și o anumită persoană. De asemenea, tot acolo este și o citire pentru viitor cu acest tarot pe care l-ai mai văzut aici. Poți să folosești tarotul, da, într-un mod electronic absolut gratuit. Ai acolo exact toate detaliile, accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că sunteți alături și vă doresc o zi de joi cât mai frumoasă.